Hello, hello, bine ați revenit pe canalul meu. Bineînțeles că m-am trezit cu curierul la ușă, așa că voi posta mult mai repede filmulețul ăsta decât cel cu colecția mea de carcase. Pentru că a venit Shane, după cum ați văzut și în titlu. Mi-am făcut unghiile, aveam programare la ora 12 la unghii și a venit curierul la 12 fără 20 și am stat efectiv așa cu el. Nedesfăcut pentru a-l desface aici cu voi, de simt că nebunesc. Dar înainte hai să vă arăt și unghiile mele. Cam așa arată. Simple, nude. Gata! Haideți, am vorbit, ați dat acolo like, subscribe și abonare la clopoțel. Sper că ați dat, da? Pentru că merită, efectiv merită. Ținând cont că și Ana m-a întrebat, hai, de făcut colectul, cum reziști? Bă, rezist că vreau să-l fac vlog. Să fim surprinși toți. Așa că măcar pentru asta puteți să-mi dați acolo... puteți să-mi dați un like la acest filmuleț. Așa. Oh, voi începe cu bluza la care chiar am emoții din cauza sânilor. Și pe care am cumpărat-o de două ori același model, deci una va trebui să plece spre vânzare. Ia uitați, Doamne, cât de finuț e! Mamă, și lanțul ăsta e super finuț! Arată chiar arată bine. Hai să îl pun pe mine și ne vedem imediat, pentru că de data asta... Nu o să vi le mai pun pe aici, o să-l pun direct pe mine și mai stăm la tacleale să vă și spun dacă este ok sau nu. Cam așa arată, Doamne, deci culoarea asta bronz e wow, efectiv wow. Și ce îmi place la el foarte mult este că este elastic aici. Adică dacă nu ai sânii atât de mari... Nu e nicio problemă pentru că este totul elastic. Dacă aș fi avut și un număr puțin mai mare la sân, ce credeți? Îmi venea și așa. Adică nu este o problemă treaba asta. Eu, într-adevăr, acest corset l-am văzut pe fete micuțe în bust și se vedea superb. De asta eu am avut atât de multe emoții cu el! Doamne, deci mi se pare super frumos și elegant. Ia uite! Uai, leu! Minunat! Wow! Este clar că îmi voi da comandă și de alte culori, pentru că eu așteptam cu nerăbdare acest colet. Hâț! Să văd dacă mi-este bună mărimea pentru a-mi comanda și alte... Doamne, cum stă părul astăzi și zici că are boală pe mine. Gata! Să văd dacă îmi vine S-ul pentru a-mi comanda și alte culori. Mi-aș dori și pe alb. Oh, da! Nu, e giugiuc. Mergem la următorul lucru. Aici mi-am cumpărat o jachetică. Așa că sunt curioasă cum este ca și material. Toate pe care eu mi le comand sunt în general S-uri. Așa că hai să vedem. Doamne, ce material moale! Miroase puțin la Chinatown, dar, Doamne, cât de moale este! Wow! Aceasta este mânecuța. Mânecuța m-a făcut să mi-l doresc maxim. Wow! Și acest năsturaș drăguț, hai să-l punem pe noi. Pentru că eu văzusem la fete cum îl poartă pe Shane și mi-a plăcut foarte mult ideea să-l iei cu o bustieră. De asta zic că dacă îl iau pe ăsta alb gen, ar merge cu acest pulovăraș. Ai, așa, cozy. Nu știu cum să-l pronunț exact. Doamne, ce simpatic e! Mai ales materialul. Deci materialul m-a dat pe spate. Ei, și fetele alea îl purtau așa. Dar facem abstracție de fața mea, că fața mea nu e pregătită. Este, efectiv, după somn și după unghii, cam așa. Doamne, da, îmi place mult. Îmi place mult de tot, dar mânecile astea mi se par wow. Sunt sigură că dacă l-aș fi văzut pe ăsta undeva la Zara sau la Bershka,
îmi luau ochii incredibil de mult. Și dacă vreau să fiu și mai decoltată, mai îmi deschid un nasture. Și nu, nu voi deschide un nasture, că sunt prea decoltată după aia. Dar e superb. Uf! Doamne, și așa. Da, îmi place mult de tot. Îmi place materialul. Nu mă așteptam să fie atât de mișto materialul, chiar dacă din poză părea că este genul ăsta de material. Hai să mergem mai departe. Punem aici. Că de data asta nu am luat prea multe. Mai avem, după cum v-am spus, încă o dată acest corseto maieo, cum vreți, eleganto, superbo. Îl punem aici că... Ok, mi-am dat comandă de o rochiță. După cum ați văzut, eu v-am inserat și cum arătau pe Shane, să vă faceți o idee. Așa că hai să vedem cum arată în realitate. Bă, nu pot să spun că este o rochie rea. Dar hai să o punem pe mine și să o discutăm după aia, că nu-mi dau seama dacă mi-e scurtă, dacă mi-e lungă. Cam așa se prezintă rochița. Mi se pare drăguță. Nu e nici foarte scurtă, dar nici foarte lungă. Stați să mă dau mai în spate. Cam așa. Da. E drăguță, seamănă cu rochițele pe care le-am achiziționat și eu vara asta de la Bershka și Zara. Da, nu mi se pare deloc rea, adică bombă, forță și pentru preț, giugiuchi! Da, uite, chiar îmi pare foarte bine că am luat-o pe asta, me gusta mucho, mucho și materialul bombă. Mergem mai departe. Mai am doar două chestii. Ok, mi-am luat un costum de baie, că știți că dacă data trecută două dintre ei nu mi-au venit, am zis, hai Corina, tu te tot pes, nu fi fraieră. Sper că m-am dus bine pes. Sper. Stați puțin, că îmi dă puțin rateu la creier. Ok, gata. Nu? Nu e gata. Stați puțin. Așa. Ce se întâmplă? Stați puțin că nu înțeleg cum stă schema ță aici. Nu, uite. Hai mă că am fost deșteaptă de data asta. L-am luat M. Că uite, m-am uitat aici. Scrie că e M. Dar jur că îmi dă cu virgulă. Ăsta nu trebuia să vină pe spate? De ce nu am... Sau cum se leagă singur aici? Sau e invers? Nu, n-are nicio noimă așa. Cred că trebuie să iau cumva treaba aia cu instrucțiuni sau să îl fac eu. Nu dau seama că el ar trebui, uitați, să faci o fundiță aici, de exemplu, și să faci o fundiță aici, nu? Dar problema e că nu prea poți să faci fundiță la spate cu ăsta. Că e prea scurt. De fapt, nu, ăsta n-are nevoie de fundiță, că îi pui schema asta. Dar bine, bine, și asta la altă, ce fac cu ea? Hai să ne uităm puțin la kilot, până o să-mi dau eu seama. Kilotul pare puțin mare. Dar m-am enervat puțin cu treaba asta. Ce tolomă că sunt. Ba nu, mă, că nu e așa. Nu, așa n-am cum să-l pun, că e pe invers. Nu, n-ai cum să-l pui așa. Da, ok, acest... Da, deci a venit cu puține probleme, jur, nu-mi dau seama, o să o sun pe Ana, poate știe ea... Habar n-o tengo, nu știu ce am de făcut. Singura opțiune ar fi gen să-l iau de aici, să-l tai sau să-i fac ceva, sau să-i fac efectiv fundiță așa aici, să-l pun și gata. Nu, nu-mi dau seama. Cred, da. La cupă mi-ar veni. Chiloței. Nu știu dacă îmi vin. Stați să-i probez și vă spun imediat. Ok. Chiloței, chiar dacă suntem îmi vin...
Nu am o problemă cu ei, dar am o problemă cu sutienul, că a venit puțin dereglat hormonal. Îl voi pune în pungă, o să sun pe Ana și vom descoperi cum funcționează acest sutien, să-l probez. Dar cred că voi face schema aia. Tăiat, îi fac eu fundiță și îl colesc puțin pe capete, că altfel... Și ultimul produs. Ok. Ia să vedem. Un canasau. Este un alt corset de ăsta. Arată cam așa. Și hai să vedem dacă îmi vine și el. Pentru că... Hei, ia uite, iese o ață din el. Dar nu-i panică. O aruncăm aici. Îl pun pe mine și revin. Gata, cam așa se prezintă și acesta. Eu zic că se vede destul de frumos. Bine, ăștia sunt chiloței mei, nu-i mai puneți la socoteală, că dacă m-am schimbat, m-am deschimbat. Da, mi se pare că se vede chiar frumos. Da. Cicalaca, cichicea. Da, îmi place. Me gusta mucho. Se vede foarte frumos. Da. Și astea vin fix sub sâni. Da, cam așa se prezintă vlogul meu de astăzi cu Shane-ul. Știu că nu au fost foarte multe produse, dar tot dau comenzi. O să vreau să mai dau o comandă în care îmi voi cumpăra acel mai eu auriu și pe alb. Pentru că albul se vede foarte frumos, mai ales cu detaliul acela auriu aici, mai ales vara. Așa că, ce vă pot spune? Eu sunt foarte încântată de produse. Puteți să intrați pe Shane să vă comandați și voi, pentru că prețurile vă fac să le cumpărați. Așa că, de ce v-ați duce în mall? Pentru că, uite, pe un corset de ăsta ați dau undeva minim 89 de lei, pentru că astea sunt prețurile la mall. 89, 79, 90, 129, 90, când eu pe un corset de genul am dat 7 euro, adică nici măcar 50 de lei, știți ce zic? Gata, ne vedem data viitoare cu un nou clipuleț, poate îl pun pe ăla cu carcasele, dacă nu mai fac ceva interesant între timp. Și oricum, o să ne pregătim pentru vlogmas, nu? Că voi așa v-ați dorit. Gata, vă super pupice și aveți grijă de voi. Bye!